Salutare tuturor! Am revenit cu un nou clip și de data aceasta avem un empties pentru că v-am promis că o să filmez și favoritele lunii și empties și rujuri preferate de toamnă, așa că asta fac. Am foarte multe empties, adică am această plasă de Carrefour plină. Efectiv, e Carrefour asta? O ce e? Nu e Carrefour, nu știu ce e. Oricum, e plină. Și chiar aș vrea să scap de aceste ambalaje, pentru că le tot țin pentru voi, așa că să începem. Primul produs care va fi extrem de evident că îmi place foarte mult este acest gel de ras de la Nivea Men. Este cu 0% alcool și îl folosesc pentru a mă rade în diverse locuri unde am păr. Da, am terminat 3, sunt la al patrulea. Și da, abia aștept să le arunc, că le-am tot păstrat. Am aici o cutie de benzi depilatoare pentru față de la Vit. Le folosesc pentru a-mi lua mustăcioara. Și îmi plac foarte mult, foarte ușor de folosit. Am zis să vă păstrez cutiuța. Le folosesc cam la 2-3 săptămâni, cam așa. Și am nevoie de o singură bandă pentru ambele părți ale feței. Și da, îmi iau mustața cu ele. Două Batiste. Cel tropical cu cocos, pentru că mi-e place foarte mult mirosul și da, mi-am cumpărat altele noi. Cred că v-am arătat în clipul de shopping de toamnă că mi-am cumpărat altele noi, da. Și pe acestea le-am folosit. Întotdeauna îl folosesc pe acesta și cred că o să-l vedeți la empties de o să vă săturați de el, dar nu am ce să vă fac. Am un deodorant de la Lady Speed Stick, este cel cu aloe și este gel, a fost gel, din acela gel care iese. Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut foarte mult și l-am folosit cu drag și da, l-am terminat. Un alt deodorant terminat de mine este acesta de la Nivea, este Antiperspirantul Protect and Care, miros clasic Nivea. Din nou, mi-a plăcut foarte mult. Îmi place mirosul Nivea clasic. Mi-a plăcut foarte mult, l-am folosit și chiar cred că o să-l recumpăr pentru că a ținut foarte bine. Chiar a ținut foarte bine. Am foarte multe ape micelare și o să vi le arăt pe toate. Prima este aceasta de la Nivea, este cea pentru ten sensibil de 400 de ml, foarte bună, dă jos machiajul, îmi place foarte mult apa lor micelară și chiar mai am și trebuie să mă apuc să o folosesc după ce termin pe cea de la L'Oreal pe care o am acum sus. Da, îmi place foarte, foarte mult și de asta am și folosit-o și chiar am terminat-o bine. Următoarea pe care am terminat-o este aceasta de la La Roche-Posay Effa Clar Ultra. Are 200 de ml și este din gama Effa Clar, asta mi-a plăcut și am zis să o folosesc, chiar a fost foarte bună, nu m-au usturat ochii, nu nimic, e super, super ok. Următoarea apă micelară pe care am terminat-o este aceasta de la Garnier, este cea bifazică. Mi-a plăcut foarte mult pentru depărtarea machiajului, dar nu mi-a plăcut pentru ochi, cumva am simțit că mi irită puțin ochii și pe ea scrie non-greasy finish. Nu este adevărat, îți lasă puțin tenul uleios. I-am făcut și un review și am zis că nu mi se pare că e atât de non-greasy și acolo am spus despre faptul că nu l-aș recomanda-o pentru demachierea ochilor, dar pentru ten este super bună și de asta am și folosit-o. Și mai am două ape micelare travel size pentru că am călătorit destul de mult vara asta și am avut nevoie de chestii mici. Este aceasta de la Vichy, purete termal, apa lor micelară 3-in-1, foarte ok. Și am mai avut și una mică de la La Roche-Posay, tot pentru piele sensibilă, așa aceasta mi-a plăcut foarte mult și sincer acum stau și mă gândesc să păstrez recipientul. Să-l fac, să-l deschid. Da, aș putea să păstrez recipientul și să-mi pun apa termală pe care o am eu de obicei, apa termală, doamne, apa micelară, pe care o am de obicei în el. Asta ar fi o idee foarte bună, ca să am chestii travel size, care 100 de ml. Asta ar fi ceva foarte deștept din partea mea, dar pe ăsta îl pun deoparte. Ca să înțelegeți cât de obsedată sunt de acest autobronzant, am terminat două. Doamne, este spuma mea autobronzantă preferată, este de la Vita Liberata, este Phenomenal Tan ceva, Luxury, da, Phenomenal Tan, Phenomenal Tanning Mousse, așa era, da. Și este în nuanța închisă,
pentru că eu vreau să fiu cât mai închisă în momentul în care îmi aplic autoprezentul. Adică nu vreau să-mi aplic de 2-3 ori până să ajung la nuanța dorită, vreau să aplic o dată și după aia 2 săptămâni să nu mă mai intereseze. Și asta se întâmplă cu cea în nuanța închisă. Și îmi place pentru că, cred că v-am mai vorbit despre ea, îmi place super mult pentru că nu lasă urme, nu lasă dâre, nu te pătezi, bronzul este foarte natural, se duce foarte natural și da, mie mi se pare autobronzantul ideal, ideal. Avem aici o mască Profiber Rectify, știți că am folosit mult timp Profiber, am terminat și masca. Ah, are un miros foarte, foarte drăguț, care îmi plăcea foarte mult. Momentan folosesc alte lucruri pentru păr, dar cu siguranță o să mă întorc la Profiber, mai ales pentru că mai am destule produse Profiber. Și da, vi-l recomand, tratamentul Profiber în general vi-l recomand foarte mult. Și chiar am un clip despre Profiber în care arăt cum îmi îngrijesc eu părul blond. Puteți să-l vedeți, să vedeți acolo exact cum funcționează tot sistemul, cum funcționează tratamentul. Dacă vă interesează, aveți acolo toate detaliile. Am și gelul de duș absolut genial. Acesta este de la Ziaja. Este un brand polonez și este cu ciocolată și portocale. Doamne! Doamne, deci gelul ăsta de duș are un miros senzațional. Nu știu încă de unde pot să mai iau produse Ziaja. Dacă știți, lăsați-mi și mie vreo frumos în comentariu și spuneți-mi dacă știți de unde pot să le iau. Pentru că mi-a plăcut super mult gelul ăsta de duș și vreau să-l mai cumpăr. Mai ales că miroase ciocolată, portocale. Miroase așa de bine, miroase prăjiturică. Mai am aici un EFA Clar Duo Plus, este crema de față, tratament pe care eu o folosesc mereu pe timpul zilei, în fiecare zi când nu uit. Da, îmi place foarte mult EFA Clar Duo Plus, îmi ajută pielea mult și tocmai de aceea am și terminat unul, acum sunt la următorul și mereu am casa plină de EFA Clar Duo Plus tocmai pentru că îl folosesc atât de mult. Am aici și un ulei de păr, este Mythic Oil de la L'Oreal. Eu folosesc mult ulei de păr pentru că evident am părul blond și are nevoie. Folosesc în fiecare zi după ce mă coafez. Bine, coafez e mult spus, că de obicei mă coafez mai mult în momentul în care îmi spăl părul, bine, nu azi, și după aceea în fiecare zi mă pieptăn și îmi dau cu ulei sau dacă e nevoie spray de textură, șampon uscat, pudră de volum și așa mai departe. Dar uleiul este nelipsit din rutina părului meu și acesta îmi place foarte mult, mi-a plăcut foarte mult. Mai am acum unul, cred. De fapt, nici nu știu ce folosesc acum. În secunda asta chiar nu știu ce folosesc. Aici am Roller Lash de la Benefit. A fost o mascara care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Alungește foarte bine genele, le dă volum, dar nu este chiar atât de negru pe cât mi-aș fi dorit eu să fie și nu dă acea senzație de gene mai dese. Adică le alungește foarte bine, le dă ceva volum, dar nu este atât de negru și nu le îndesește atât de mult, ceea ce mi-ar fi plăcut să facă, dar în continuare este un mascara foarte bun pe care l-aș recumpăra. Și un mascara pe care îl ador și sigur îl voi recumpăra este The Colossal Big Shot de la Maybelline. E negru, alungește, dă volum, gen ai vum, gene. Îmi place foarte mult și evident... da, ce drăguț. Și are genul de pensulă care mie îmi place foarte mult. Pensulă din aceea pufoasă, stufoasă de toate. Ce drăguț. Foarte drăguț. Avem aici un acord parfait de la L'Oreal în nuanța 1,5N. Este nuanța, cred că, cea mai deschisă. S-a consumat, s-a terminat. Acord parfait îmi place foarte mult. Îl folosesc destul de des. Nu este cel mai potrivit pentru un ten foarte gras, adică și eu trebuie să-l retușez pe timpul zilei destul de mult. Dar îmi place textura, îmi place că totuși acoperă, dar nu este foarte greoi pentru ten. Se estompează și se blendește foarte bine cu tenul și cu pielea, ceea ce îmi place. Poate fi aplicat foarte ușor cu burețel, poate fi aplicat foarte ușor cu o pensulă și asta mi se pare foarte bine pentru că este un fond de ten foarte versatil și de asta îl folosesc mai mereu și cumva tind să mă întorc destul de des la el. Avem aici un corector și este corectorul de la... am uitat de la ce este corectorul acesta, nu-mi vine să cred... e de la NYX. Deci s-a luat ambalajul de pe el și nu văd
trebuie să... Este NYX... Ah, NYX HD. Da, da, da. Este corectorul HD de la NYX. Și... Serios? Nu pot să cred că pățesc asta. Și mi-a plăcut... Eu. E lipicios. Nu. Da. Deci nu mai pot să vă arăt periuța. Are o periuță. Un aplicator foarte bun. Mie îmi place. Și în același timp ca și textură este... ușor, dar cumva foarte pigmentat, se estompează foarte bine în piele și foarte lejer, dar iluminează foarte bine. Eu de asta l-am folosit și de asta mi-a plăcut foarte mult. Da, nu pot să vă arăt, mi-ar plăcut să vă arăt, da. Nu vrea, hai că poți. Nu, deci așa. Și un alt corector pe care deja îl știți și știți cât de mult îmi place este... Anti-Age The Eraser Eye de la Maybelline. Este acela cu burețel, în sfârșit se găsește și în țară. Doamne, pe acesta l-am descoperit în Turcia și, sau în New York. În New York. Da, în New York l-am descoperit și după aceea mi l-am recumpărat în Turcia și este cel mai tare. Nu, întâi în Turcia... Nu, întâi l-am descoperit în Turcia când am fost cu Penti și după aia l-am recumpărat în New York. Da. Scuze. Da, nu știu, erau zăpăcite în capul meu. Dar este un corector genial, foarte lejer, acoperă foarte bine cearcănele, iluminează foarte bine zona de sub ochi și se estompează foarte ușor și ține destul de mult și este foarte accesibil ca și preț. Am aici și Miss Hippie Mega Volume de la L'Oreal. Nu am fost cea mai încântată de ăsta, pentru că, nu știu, adică am avut o perioadă în care mi-a plăcut și după aia nu știu ce, nu mi-a mai plăcut. Mi se pare că îmi lipește foarte mult genele și arată după aia de parcă am o singură geană mare sau trei gene așa, zip. Și nu... Deși pensula e ok, adică pare genul de pensulă care mi-ar plăcea, nu... Nu știu, e prea... udă formula cumva, nu știu ce să zic, e prea lichid, chiar nu știu ce să zic, dar nu m-a mai dat pe spate. Adică mi-a plăcut cumva, am fost entuziasmată la început de el, nu știu care a fost treaba și după aia am zis că nu prea. Așa că pe asta nu cred că l-aș mai lua, sincer. Am aici mai multe pudre, o pudră foarte dragă mie este aceasta de la NYX HD, care mie mi s-a spart ultima bucățică ce mai rămăsese și asta a fost și gen travel mini size ceva. Mi-a plăcut foarte mult, mi se pare că estompează foarte bine și sincer chiar ar trebui să mă duc să o recumpăr pentru că este foarte, foarte bună. A apărut în favoritele lunii, cred că de 2 sau 3 ori, dacă nu mă înșel. Deci este un produs pe care cu siguranță vi-l recomand. Apoi avem Rimmel Stay Matte, o pudră... Asta n-am terminat-o complet, dar am zis că nu mai are sens să o folosesc. Cred că am fost entuziasmată să încerc altceva. Dar Rimmel Stay Matte, voi știți că îl folosesc de ani, de zile. Cred că de când m-am apucat de YouTube folosesc Rimmel Stay Matte și nu știu, nu pot să renunț la produs. Este de fiecare dată în aceeași nuanță, nuanța 001 transparent. Și nu știu, e pudra mea de suflet. Ca să zic așa, chiar e pudra mea de suflet. Apoi am pudra aceasta Sephora Mineral, pe care știți că o folosesc și o recumpăr de 100 de milioane de ori. La fel, mai are foarte puțin în ea, dar deja era cam nefolosibilă. Nu știu să vă zic nuanța, pentru că spatele este complet șters, ies toate din ea, nu mai stă, nu mai prinde, nu mai... Da, a fost foarte folosită. Apoi o am pe aceasta de la Sephora. Este Sephora Micro Smooth și este un fel de copie după MAC Mineralize Skin Finish. Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut pudra. Din ce țin eu minte, parcă atunci când am fost ultima oară în Sephora nu o mai aveau și mi-a părut rău. Parcă așa țin eu minte. Probabil că nu a funcționat atât de bine, nu știu, n-au mers vânzările pe ea. Dar mi-a plăcut mult, chiar mi-a plăcut mult, a fost un fond de ten mineral foarte bun. Asta este nuanța 30, de obicei, da, 30 e nuanța mea. Și da, îmi pare rău că nu se mai face sau nu se mai aduce la noi, sau poate se face și acum eu vorbesc complet prostii și par o habarnistă. Și da, Mineralize Skin Finish de la MAC,
complet terminat, îmi place foarte mult, sunt în nuanța medium. Trebuie neapărat să mă duc să-mi iau altul pentru că este unul dintre fondurile mele de ten preferate. Îmi place foarte, 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 foarte mult. Și voi știți că mie îmi plac mult fondurile de ten minerale pentru că mi se par mult mai potrivite pentru un ten gras. Și am faze. Am faze în care vreau să folosesc fond de ten lichid și am faze în care vreau să folosesc fond de ten mineral. Așa că, na. Acum la lichid. Și ultimul produs din acest Empties este acest creion de ochi. Este Brow Satin de la Maybelline. Este pa. Am folosit doar partea de creion, nu am folosit partea aceasta de pudră, nu știu, nu... se deșuruba. Nu am folosit partea aceasta de pudră, sincer, nu m-a dat pe spate. Am folosit strict creionul, care îmi place foarte mult, că este retractabil și vârful este foarte subțire și poți să desenezi firele cu el. Da, este nuanța medium brown, este, ups, nuanța pe care eu o am. Bun, acesta a fost și clipul de Empties. În sfârșit pot să arunc aceste ambalaje și să mă apuc să colecționez altele. Sper că v-a plăcut, chiar mi-era dor să fac un Empties pentru că, după cum vedeți, nu v-am mai arătat de mult ce produse am folosit. Nu uitați să-mi lăsați gen sugestii de clipuri, cam ce v-ar plăcea să mai vedeți pe la mine, ce subiecte, tutoriale, nu știu, ce vreți voi. Vreau să știu de la voi ce vreți să vedeți de la mine. Nu uitați să intrați pe blog, pe Instagram și pe pagina mea de Facebook și ne vedem foarte curând cu un nou clip. Pa, pa!